Dacă e luni, sunteți la podcastul High Live cu Turcescu, dar invitat ca de obicei în zi de luni este maestrul Ion Cristoiu, pe care salut și mulțumesc că e alături de noi. Bună dimineața, bună ziua, maestru. Da, un loc acum la se aud mai tare pe noastră, dar nu e nimic, ziceți. Așa. Maestre, avem chestiunile politice, mă rog, Schengen și alte, o să discutăm, dar vreau să vă provoc la, nu știu, o discuție despre un fenomen pe care îl observ Dan mulți, dar astăzi mă ajută un articol al celor de la Reuters, din care am spicuit câte ceva. Articolul celor de la Reuters vorbește despre un fenomen care este văzut de ani mulți, cum spuneam, o știu asta de la stomatologul meu, da? Sunt companii stomatologice care operează în Turcia, în Ungaria, în România, care în ultimii ani văd o cerere puternică de servicii de la cetățeni britanici. Dar atenție, asta se întâmplă de cetățeni din toată Uniunea Europeană, ca să spunem așa. Bun, Marea Britanie nu mai e Uniunea Europeană, dar acum vorbim despre felul că foarte mulți străini din țări puternic, cum să zic, cu bani mulți, da? Fie că e vorba de Olanda, fie că e vorba de Franța, fie că, da? Ba chiar și români, mulți dintre ei plecați cu acte în regulă și stabiliți deja în diverse zone ale lumii, când vine vorba de tratamente dentare, când vine vorba de operații, când vine vorba de, nu știu, și-au rupt un picior să și-l pună în gips sau să asta, domne, încep cu turismul. Deci se îndreaptă către România, dacă vine vorba de implant de păr, se îndreaptă către Turcia, dacă vine vorba despre orice chestiuni dentare, să zicem, România, Ungaria. Atenție, prețurile pentru astfel de tratamente în țări precum România, să zicem, sau chiar și în Turcia era dat aici în articol, o clinică privată din Marea Britanie i-a oferit unei doamne care avea de două implanturi de făcut un preț de 5.000 de lire sterline. Deci 5.000 de lire sterline însemnând 6.290 de dolari pentru, cum spuneam, două implanturi, în vreme ce în Turcia va plăti 1.923 de lire, deci 1.160 de dolari pentru un tratament care include și o extracție, iar nota de plată include costul cazării, zborul costând mai puțin de 200 de lire. Ceea ce nu înțeleg și vă întreb și pe dumneavoastră, maestre, este cum mama naibii, deci populații din țări mult mai sărace, da? Vin ăștia să-și facă tratamente dentare, vin să-și facă operații, până România, cum spuneam, până Ungaria, până Turcia, până nu știu unde, pe bani mult mai puțin, în vreme ce la ei, unde te-ai aștepta, vorba aia, plătesc taxe către stat, salariile sunt mari, dar și taxele sunt mari, când vine vorba de făcut operații de genul ăsta, să scoată un dinte, să-și repare un dinte și așa mai departe, nu-și permit. Costurile sunt prea mari și atunci unde? Hai că mergem la ăia, la români, da? Hai că ne operăm acolo. Repet, și românii care sunt plecați, când vine vorba de tratamente, când vin în concedii de Crăciun sau în concediile de vară, automat au pe listă, știu eu, am niște vecini plecați până elveți. Când vine vorba de tratamente dentare și așa mai departe, ce să ducă? Mi-au explicat că dacă vor să ducă să scoată un dinte sau să-și repare o carie la elvețieni, păi trebuie să-și vândă urinichi ca să poată să facă treaba asta. Vreau ce vine în România, plătesc puțin și cu asta basta. Păi ce naiba, dacă ajungem și noi să câștigăm ca ăștia, ca olandezii, noi unde ne ce mai este? La ruși? O să ajungem să mergem la ruși? Sau în Tajikistan? Sau cine știe pe unde să ne facem tratamente? Încep să mă sperii, zăoș. Nu, e cu precădere, cred că aproape exclusiv în legătură cu stomatologia, la noi, într-adevăr, e un fenomen de mai mulți ani, dar el nu e vorba de... Ei nu vin la stat, vin la privat, pentru că noi avem, dacă vă uitați așa prin centrul Bucureștiului, veți descoperi că aproape nu există bloc unde să nu fie un stomatolog. Nu știu de ce avem așa de mulți stomatologi. Și la ei este foarte scump pentru că nu sunt. Culmea că ai noștri nu prea s-au dus ca medici stomatologi. E un fenomen la noi, dar vine din acest exces de, în raport cu alte discipline medicale, peste tot sunt medici stomatologi la noi. Cred că așa se și explică de ce este mai ieftin și vin, într-adevăr, dar
din toată lumea. E turism, da, se face turism în momentul de față. Turism stomatologic în România. Deci este, e nebun. În România, în Ungaria, în Turcia, spun din nou, deci... Păi, vedeți, stați, că dumneavoastră ați spus un... Ați spus punctul, păi, nu se face turism stomatologic. Dacă s-ar face turism stomatologic, noi am câștigat cu toții. Am dat mereu exemplu de Cuba, nu știu dacă mai e acum, dar cu ei stau foarte bine, stau și deau aproape genial în anumite boli rare. Cancer, am auzit că mulți merg... Da, mulți încearcă și acolo există metoda turismului, adică ca să te poți să te operezi sau să te internezi într-un spital, nu te duci ca cum vin ăștia la noi la stomatolog, ci te înscrii la un oficiu de turism special, e, nu, e foarte important. Ei, am putea face și noi, ei vin și te iau de la aeroport ca într-o excursie, da? Adică ei îți aranjează și operația și tratamentul, dar îți aranjează și șederea, domnul Turcescu. Și atunci nu mai ai sentimentul că te-ai dus la să te tratezi. Îți fac și excursii și ăla. Deci dacă s-ar face, să știți că la noi s-ar face prin intermediul unor firme de turism care să și aranjeze, ar câștiga și firmele, și ghizii, și... Da, e adică posibil. Face un pachet, e foarte important. Nu vii numai pentru, nu știu, să-ți drești dinții. Da, e interesant, dumneavoastră ziceți că explicația ar fi inflația asta de medici stomatologi, să zicem, din România, din Ungaria și din Turcia, da? Și că asta ar fi condiția pentru prețurile mici, să zicem, din România. Bun. E în regulă. Poate, nu, pot fi mai multe explicații. Un cabinet stomatologic presupune o dotare. Da. Deosebită. Nu e ca la medicul de familie, ci stetoscop. Deci presupune o dotare. Oamenii au bani să se doteze, foarte important. Asta înseamnă fie că la noi, fie că se aduc mai ieftin. Și asta este posibil decât în alte locuri. Fie că există anumite scutiri sau... Nu vreau să mă cer cu stomatologii, probabil că nu sunt așa de mari impozitele. Impozitele, da, da. E într-adevăr o ciudățenie, dar aveți dreptate, se explică nu numai prin abundență, dar și prin faptul că, de exemplu, chiriile, cred că sunt mult, ai dacă am calculat, mai ieftine decât la Londra sau ăsta. Da, că probabil că poți să-ți faci la noi, poți să-ți faci un cabinet dentar și în bloc. Dentista mea, de exemplu, are un cabinet stomatologic într-un bloc. Da. Adică bănuiesc că sunt anumite facilități, poate că acolo nu poți face în bloc. Da, iată. Și pentru asta trebuie o vilă, vila te costă, cred că în sensul ăsta este ca și minimarketurile. Ele nu se pot face oriunde. În Occident nu poți face oriunde. Minimarket trebuie foarte multe condiții. Dar e un fenomen. Noi nu profităm din asta. Am putea să facem, nu știu, cei care vin, nu știu, să doneze pentru ce? PSD-ului sau ceva, să doneze ceva, nu știu, pentru statul român sau pentru autostrăzi. Am tot soiul de mesaje în momentul de față prin care se confirmă acest lucru. O doamnă ne spune sau cineva ne spune că domne, ce locuiesc în Danemarca, dentistul e exagerat de scump, mulți danezi merg în Polonia, Turcia, România. Mă, dar de ce? Nu e niciun, eu caut, hai să vedem dacă există vreun stomatolog, de exemplu, între cei care ne privesc în momentul de față, sau știți vreun stomatolog, sau careva ați vorbit cu vreun stomatolog, mă, de ce vin ăștia în România? Bun, am înțeles, e mai ieftin, e clar că de-aia vin. Dar de ce nu e la fel de ieftin și la ei, în Danemarca? Deci, de ce? Că la un moment dat, cum să zic, că dentistul ăla din Danemarca, dacă vede că toți clienții lui, când vine vorba de implanturi dentare, să duc să-și pună implanturi în România, în Polonia, în Ungaria, în Turcia, ar trebui să zică și el, bă, ce mama n-ai bivai, scădem și noi prețurile, că rămânem fără clienți. Să duc ăștia, se întorc cu zâmbe, cu proteze dentare făcute în România. Deci e ceva pe undeva, se întâmplă, nu știu, statul român și alte state de aici,
au niște facilități, cumva, doctorii, habar n-am, dar poate reușim să găsim o explicație, pentru că altcineva spune, zice, sistemul din UK, din, așa adevărat e și asta, din Marea Britanie e praf. Zice, m-au ținut 48 de ore în spital fără să-și dea seama de la ce sunt umflată. 5 rânduri de ture am prins, zice doamna Alina Clodeanu, zice, am venit în România, ai noștri s-au dat seama imediat ce am. Maestre, or fi numai medici proști pe la ăștia pe la un moment dat. Dar paradoxul știți care e? Că noi când vine vorba să ne tratăm de niște boli mai grave, visul românului este să ajungă, de exemplu, la Viena, la AKH, sau să ajungă să se opereze în Franța, la un moment dat. Sau să ajungă, zice, domne, nu m-am operat în România, m-am operat în Germania, într-o clinică din Germania. Deci e o nebunie întreagă. Ăia vin că la noi e mai ieftin, noi ne ducem la ei că zicem că sunt mai buni. O demență. Păi nu, stați că e o desebire. Ei vin la cabinete private și nu trebuie să te internezi. Problema da. la noi, mulți se duc și cei care au bani în Occident, nu pentru că sunt medici mai buni, ci pentru că procedurile, organizarea e perfectă. Noi avem o foarte mare problemă cu organizarea. Nu s-am povestit ce însemna spital regional, că se tot vorbea, nu s-a făcut. Da. Spital regional l-am fost la Nuremberg. Deci, apropo de ce se duc, intri acolo, de exemplu, te duci la urgență, să spunem că ai semnul că te-au adus, te duci tu, da? În momentul în care intri, în primul rând că te dezbraci. După ce, eu povestesc pe scurt, mi-a povestit cineva de acolo. Deci, e o sală uriașă, tu te-ai așezat acolo, ți se dă un bon de ordine, îți apare acolo 230, iar un mare lucru, să știți. Adică și la clinicile private și la noi vine una. Alo, Cristo Ion, Robert Turcescu. Nu, apare numărul, te-ai dus și intri la un consul general. Dumnezeu vă duce și spune, domnule, nu știu, am probleme cu stomacul, nu contează, te duci la un medic prima dată. Înainte de asta, tu te-ai îmbrăcat în pijama spitalului. Ați înțeles, gata. Deci nu că te duci. În acel moment, ăla medicul zice, domnule, pentru asta vă trebuie niște analize. Îmbrăcat în ele ale spitalului, te duci subteran, domnule, dacă m-ați înțeles. Adică, cum e la, nu că te duci la analize, te duci la analize în așa fel încât când ai terminat, ai ieșit îmbrăcat. Nu știu dacă, adică marea problemă la noi este, gândiți-vă, nu știu, te duci chiar la policlinicile private, te-ai dus în aglomerație, lasă la o parte faptul că e spațiu strâmb, da? După asta, ăla, medicul te trimite, nu știu, la analize. Altă piesă de teatru. Du-te a doua zi la analize cu tare. Deci, organizarea, marea problemă în România, în sistemul de sănătate, și în cel privat, dar mai ales în cel de stat, nu sunt medicii, sunt mașinăria, asistentele, surorile. Da. La una din clinicile private din București, eu mereu m-am plâns, s-a mai perfecționat de primul contact pe care îl ai, și anume este întâlnirea cu fătuca de la recepție. Sunteți de acord? Adică, nu știu, o să zâmbească. Ei, acolo este o mașinărie. La Viena am înțeles că n-ai intrat totul funcționează. Adică mașinăria aceasta de analize la noi și la privat, problema nu este a medicilor, că medici sunt mulți. Este acestei mașinării care funcționează perfect, nu... Repet, la noi e o problemă și la astea private, nu știu unde vă ziceți dumneavoastră, e înghesuială. E înghesuială. Au oameni loc pe scaun, poftim? Dacă vrei să te duci la privat unde să nu fie înghesuială, plătești de 3 ori prețul de la alt privat, ca să zicem așa. Deci, da, da, mai greu, dar în general, nu mai pune de stat și de altă chestiune. Am tot soiul de explicații, să știți, în continuare. Unii îmi spun că, de exemplu, în Austria și Germania, casele de asigurări nu decontează stomatologia. Deci oamenii trebuie să plătească din propriul buzunar. Da. Iată, e o chestiune. Da? Alții spun că, de exemplu, în UK, e o mare problemă, Marea Britanie, văd că e mare problemă și acolo avem foarte mulți români, la putere e paracetamolul. Indiferent ce te doare, când te duci la ăia acolo, la urgență, spun, vă dăm un paracetamol să-ți treacă. Deci altceva nu au ce să-ți dea la un moment dat. Noi am fost inundați, zice altcineva, de stomatologi de la Chișinău.
Ai noștri zice, dacă vor să meargă în străinătate, trebuie să mai facă o dată facultatea. Alții spun din contră, că stomatologii români sunt foarte buni, da? E o nebunie întreagă. Domnule Cristoi, avem o știre de ultimă oră, maestre, da? Apropo de ce se întâmplă în România. Andrei Baciu, care era șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, și-a dat demisia acum de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru că este audiat de DNA în dosarul vaccinurilor. Da? Pare că se lărgește, ca să spunem așa, cercul. Da? Adică am avut Vlad Voiculescu, Mihăilă, Câțu, evident, acum Andrei Baciu. Adică eu încep, cum să spun, să am chiar ușoare palpitații, că tot vorbeam de chestiunile medicale. Dacă îl cheamă și pe comandantul operațiunii, dacă îl vedem pe timpul, domnul Arafat la DNA, ca să nu mai zic că dacă îl vede, dacă Iohannis, maestre, olâșul, vreau să mă gândesc, dacă din 9 decembrie 2024 primul drum pe care îl face Iohannis, în loc să-l facă în Dubai la soare, îl face la DNA. Olâșul, nici nu vreau să mă gândesc. La când s-a cerut, când s-au înaintat referatele pentru, s-au referat-o pentru ridicarea imunității, cred că pe jurnalul meu video am pus câteva întrebări în legătură cu desfășurarea operațiunilor și hai să le punem și acum și o să vedem că la deja cu Andrei Baciu avem al patrulea răspuns. Deci, prima întrebare, și acum vede, am pus atunci, era dacă va fi spectacol mediatic. Da. A fost, da? Da. Bun. Ați văzut cu tot spectacolul la mediatic, oribil. Eu nu reușesc deloc să înțeleg de ce e nevoie de umilirea vinuitului. Vine Marin Ceaușescu cu trompeta, cu cătușele, aleargă după tine. De ce, domnul Tuțescu, voi merge până în pânzele albe pentru demnitate? Că sunt prieteni, că sunt dușmani cei care merg la DNA. Normal este ca și în Serbia, ca în țările civilizate, presa stă în țarc, acolo, ca și la... Și dacă acuzatul vrea să vorbească ceva, se oprește și vorbește. Toată nebunia aia cu camere aruncate, cu fătuce care fug cu microfonul, se dea în cap, cu Marin Ceaușescu, n-am înțeles niciodată, vorbește serios, domnul, nu se poate așa ceva. Hai să ne ducem fiecare acolo și... Da, Marin Ceaușescu nu... Maestre, vine... eu dacă îi stric vecinului meu peste gard, bă, boule, tâmpitule, și așa mai departe, și ăla sună la 112, pe mine vin polițiștii la un moment dat și mă iau chiar de acasă și mă duc la secție... Pentru că l-am înjurat pe vecinul, da? E o chestie de comportament golănesc, de nu știu ce mai departe, mă, o chestie de genul ăsta, da? Ăla vine, îi face pe toți cu albie de porci, da? Singurul care a vrut să-i dea un șut în cur, ca să zic pe românește, și, mă rog, aia a fost Mitică Dragomir, când am făcut emisiune la B1 TV, l-aștepta Marian Ceaușescu. După când a început să-l înjure, Mitică Dragomir, la vârsta lui asta, este, s-a repezit către el, a zis, bă, te-a vrut să-i dea un șut în fund. Bun, că a pățit altele, după aceea mai e altă discuție. Da. Da, el transmite pe Facebook. Da. Se dă gazeta, dar, repet, câștigă foarte mult pentru aceste chestii. Dacă noi mergem în această direcție, curând fiecare cetățean o să aibă pe Facebook, ia un telefon mobil, vă oprește pe stradă, te scuipă, te da, bate. Că... Exact. Nu, aici este o complicitate, domnul Turcescu. De fapt, am ajuns la răspunsul la prima întrebare. Procurorii au această... Mă rog, s-a renunțat la povestea cu cătușele. Au această chestie sălbatică, primitivă, de trib, hai să-l umilim. Deci, s-a răspuns la prima întrebare. Da. A doua întrebare era... Nu, tot aici era dacă intră pe ușa din față. A intrat pe ușa din față, deci s-a făcut spectacolul mediatic cu implicarea directă a DNA. A doua întrebare era dacă se va extinde sau nu. A doua întrebare era dacă vine Marin Ceaușescu, a venit. A treia întrebare era dacă se extinde dosarul și la alte nume. Și iată că s-a răspuns azi cu Andrei Baciu. Mai era o întrebare. Dacă procurorii au
nedat publicității niște atuuri și eu cred că au, pentru că noi am avut de-a face, toată lumea, n-am avut de-a face cu rechizitoriu. Adică stați puțin, că dumneavoastră, ziceți, domnule, s-ar putea să vedem la un moment dat că unii chiar au luat parale din toată treaba asta, nu? Nu, nu, era vorba potrivit dacă au semnat. Aha. Da, nu, dar ascultați, deci noi atunci presa s-a dus după fentă, pentru că referatul nu era rechizitoriu. Era un referat trimis către președinție și către Parlament să li se ridice imunitatea. Procurorii știau că li se va ridica și dacă trimite o foaie albă. Adică, normal, și aici, domnul Turcescu, și aici, indiferent cine o fi, că e parlament, mai ales din diferent de partid, normal ar fi să treacă serios prin comisii, pentru că nu întâmplător s-a instituit imunitatea. Eu pledez pentru democrație. În democrație, în statul de drept, s-a instituit această barieră pentru ca parchetul să nu fie folosit în scopuri politice. Acest obicei pe care l-a preluat și actualul Parlament și PSD-ul, nu contează, domnule, trebuie să ridicăm imunitatea. Nu! Nu e adevărat, domnul Turcescu. Ați văzut că în alte locuri din lume ridicarea imunității e considerată ca o chestiune politică și normal este să studiez. De-aia spun că procurorii nu aveau nevoie de hârtie igienică. Dacă trimiteau, tot votau, da, parlamentarii. Uite un subiect, de ce s-a introdus acest clișeu, domnule, nu, noi nu-i apărăm. Nu e adevărat. Imunitatea nu este o chestiune de apărare a bandiților. Este o chestiune de protejare chiar a parchetului de abuzuri politice. Sunteți de acord că atunci, dacă procurorii ar ști că se trece printr-un filtru juridic, juridic, normal era ca asta, ridicarea imunității și la Câțu, și nu sunt un admirator al lui Câțu, că dau un exemplu, trebuia să fie, ați văzut cum e, bă, gata, nici n-au citit, se citește referatul, se trimite la comisia juridică. La noi toată lumea se grăbește, dar domnule, trebuie să ridic, nu știu dacă s-a înțeles, de către telespectatori. E drept că în România isterică, în România care nu are altă soluție decât să îi împușcăm pe toți, este mai greu să se înțeleagă această nuanță democratică. Imunitatea este peste tot. În 1947, da, după alegeri, știți că a început în 47 procesul PNC-ului, da? Da. Liderul, da. Maniu, da? Maniu era parlamentar, fusese ales în 46. Să știți că i s-a ridicat imunitatea, a fost cu, și era parlament aproape comunist, pentru că imunitatea este o garanție a statului de drept că procurorii nu fac abuzuri. Deci se va extinde, după părerea mea, nu cred că... Maestră, dar aici intervine, iertați-mă, eu curiozitate. O vreau să o vorbesc cu dumneavoastră, bă, chestiunea asta neapărat. Deci, Andrei Baciu, unul la mână. PNL sector 3, da? Andrei Baciu, deși președintele PNL sector 3. Unii zic, domnule, lovitură la adresa liberalilor și așa mai departe. Dar atenție! Andrei Baciu putea foarte frumos, astăzi e și președintele Casei Naționale de Sigurări de Sănătate, putea să zică, domnule, sunt chemat la DNA, e firesc, e cutarea pentru rolul meu, cutarea și ce mai departe. Admiteți că putea să rămână președintele al CNAS, n-avea nicio voie. Dar atenție ce scrie pe Facebook, zice așa, acum 3 ore, zice Andrei Baciu, astăzi mă adresez vouă cu sufletul deschis și cu credința nestrămutată în valorile onoarei și integrității, având în vedere informațiile apărute în spațiu public că a fost chemat la DNA să fie audiat. Ok. Am luat decizia de a-mi înainta demisia de onoare din funcția de președinte al Casei Naționale de Sigurări de Sănătate. Aleg să-mi înaintez demisia de onoare datorită angajamentului meu față de principiile etice și morale în care cred și pe care le-am susținut întotdeauna și nu dintr-o obligație legală. Și îmi mai spune, am încredere în deplin actul de justiție, adevărul și dreptatea vor prevala, nu știu ce. Dar, maestre, vă întreb așa, dacă cumva această precipitare a lui Andrei Baciu de a-și da demisia pregătește de fapt terenul pentru momentul în care domnul Arafat
chemat fiind să dea cu subsemnatul la DNA, toată lumea va aștepta ce anume? Să-și înainteze demisia. Nu-i așa? Băi, Arafat, te-au chemat la DNA? Păi te-au chemat și pe tine. Da. Uite, bă, Baciu, a dat demisia. Dă-ți, bă, și tu demisia, băi, Arafat. Că nimeni n-are curajul astăzi să-i ceară demisia lui Arafat. Nimeni. Domnul Turcescu, în primul rând, cred că sunteți noastră de acord și eu mă pregăteam să aduc un elogiu lui Andrei Baciu, nu știu. Așa se face. Eu, când mă referam la ridicarea imunității, mă refeream la că aceasta este o chestiune, dar tu poți să ceri tu. Asta este altceva. Da. Problema care, dacă îl comparăm cu Vlad Voiculescu, Voiculescu trebuie să se ducă la periferia vieții noastre politice. Pentru că Andrei Baciu ce este? Liberal, nu-i așa? Liberal, PNL sector 3, președintele PNL. Avea dreptate, nu era prea important, putea să spună. Da. Domnul Turcescu, clișeul, dacă vreți să spune axioma, cred, nu mă amestec în justiție, cred în justiție, trebuie să fie și a fost și în istoria României trăsătura de esență a politicianului. Nu numai eu, mereu am dat exemplu. Mareșalul Antonescu și-a făcut chiar din 6 septembrie această chestie. Nu mă amestec în treburile justiției. Niciodată, și era dictator, nu a criticat o decizie a justiției. Ceea ce a făcut USR-ul acum este o adevărată crimă față de democrație. Pentru că asta este regula, nu dacă mă înțeleg. Noi, justiția, judecătorul, care avea un rol fundamental, culmea, în Imperiul Otoman. Păi în Imperiul Otoman judecătorul de-a putea să-l condamne și pe, și pe sultan. Justiția este până la urmă o convenție, domnule Turcescu. Avem un arbitru la care ne ducem, da? Corect, corect. Dacă noi punem la îndoială arbitru, s-a dus dracului totul. Nimeni nu spune că justiția e corectă, că magistrații sunt, că procurori. Ori în cazul de față, Andrei Baciu a fost infinit mai bun, mai corect democratic decât Vlad Voiculescu și Drujboie și Drulă, da? Așa se face, nu dacă, adică, domnule, am încredere în justiție. Chiar dacă n-ai nicio încredere, tu ca politician, că dacă tu lansezi liderii USR, că n-ai încredere în justiție, ce să încredere să aibă, cum să zic, țața Leana de la bucătărie, da? Deci el s-a extins. Eu cred, văd în această chemare a lui Baciu, repet, o strategie a procurorilor. Uh-huh. Au început cu vârful. Imaginați că începea cu Arafat. Dar de ce Arafat? Exact. Acum zice, bă, da. Fost Câțu, a fost ăla, a fost ăsta și n-are cum să nu-l cheme, domnul, nu există. Și pe el, pe cum îl chema? Pe maolul, ce lapsus. Gheorghiță. Gheorghiță, așa. Păi cum să nu-l chem pe Gheorghiță? N-ai cum. Trebuie chema și Gheorghiță. Da, și la Arafat măcar audiat ca martor. Păi da. Da, trebuie. Dosarul, deci, ipoteza mea, bănuiala mea, că e mult mai mare și mult mai solid, se confirmă și, repet, mă întorc încă o dată la gestul lui Baciu. Așa se face. Așa se face, domnule. Domnul Turcescu, să ne lămurim. Eu nu înțeleg de ce oamenii nu demisionează. Noi nu suntem în stalinism, că dacă ai plecat dintr-un post, te duci în gulag, da? Nici în ceaușism. Domnul Iliescu nu a ajuns nici la stuf și n-a ajuns nici măcar pe șantier. Eu mereu spun asta. Sunteți de acord? Da. Adică ce i s-a întâmplat? A devenit directorul editurii tehnice. Să fi fost o directoră editurii tehnice pe vremea respectivă și fără nicio legătură cu editurile, dar să ne lămurim. Bun, deci nu înțeleg de ce în democrație nu există demisie de onoare la mult. Demisia de onoare a președintelui unui partid care a avut rezultate proaste. Demisia de onoare a unui membru al guvernului care intră în conflict cu premierul, da? Asta dă valoare uriașă unei națiuni. Faptul că există onoare. La noi nu mai există de mult. Dar e un gest care trebuie apreciat.
Adică, cum spuneți dumneavoastră, putea să zică, da, măi, și care e povestea? Da, și care e treaba? Puteam să da. Dar eu cred că, repet, e și, trebuie să admitem cu toții, este o presiune extraordinară pe cei care vor veni în continuare la audieri, pentru că variantele da. Sunt așa, fie alegi varianta lui Voiculescu, te așezi în fața la DNA și începi să reciți în fața presei faptul că tu n-ai semnat, că alții îți devină, că nu știu ce, că una alta, da? Fie varianta asta, cum zice Baciu, bă, m-au chemat la audiere, am o problemă cu DNA-ul, nu încurc, vreau să încurc pe nimeni, îmi dau demisia în toate funcțiile, așteptăm să lămurească povestea. Adică mă gândesc ce o să aleagă, de exemplu, unul ca domnul Arafat sau unul ca domnul Valeriu Gheorghiț, da? Adică o să aleagă domnul Valeriu Gheorghiță, de exemplu, să-și dea demisia și din funcția de director al spitalului ăla, al SRI-ului pe care îl conduce în momentul de față? Sau o să zică, bă, nu, pe mine mă audiază, dar eu am respectat ordinele, n-am făcut nimic da. Altceva. Domnul Tăcescu, sunt de acord, am evitat să accentuez efectele pentru ailalt, pentru că nu aș fi vrut să se creadă că eu cred că Baciu a demisionat ca să îl da. Favorizeze. Nu, sunt și oameni de onoare. Dar de ce să... Noi am discutat acum absența onoarei în perioada post-decembrist. Corect. Onoare. Corect. Eu am o impresie foarte care... bună despre Andrei Baciu, o spun public, fără discuție. Nu mi se pare un om foarte decent, foarte... și un tip pregătit, adică nu l-am văzut niciodată cu excese, cu una alta și așa mai departe. Dar ea trebuie să funcționeze peste da. Tot și în presă, domnul Turcescu. Da. M-am plictisit de... jurnalistul care după ce pleacă de la Mogul descoperă că i-a fost persecutat și cu tare. Da, 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 da. Nu, domnule, demisioneze încă o dată, domnul Tulescu, da. În democrație a demisionat de undeva, nu e nicio nenorocire, stați să ne lămurim. A pleca în stalinist de undeva însemna gulagul, dar acum care-i povestea? Bun, și dacă tu ai fost demnitar, da? Și ce mor de foame? Asta să ne lămurim, adică da, dacă clar. Nu mai ești mit. Pentru că, domnul Turcescu, toate nenorocirile, mare parte post-decembriste, vine din faptul că toți au executat ordine. Dacă noi, în această țară, aveam, zicea premierul, da? Bă, vreau cu tare, cu tare. Și un ministru spunea, nu vreau, demisionez, altfel era lucrurile. Mai... Nenorociri, da? Ați înțeles? Da. A fost această, da, domnule, a zis șeful. Și după ce... nu mai era șeful, cum a fost și la Băsescu, vin tot felul de nemernici și spun, bă, păi stai puțin, bă, n-ai avut atunci curaj? Că dacă, repet, ați înțeles, multe partidele sunt dominate de dictaturi, de dictaturi, da. Ziarele, bun, păi îi spui mogulului, dar îi spui atunci când lucrezi, nu după ce ai plecat, te zici și scrii pe Facebook, sunt nemulțumit de. Asta, de aici vine. Onoarea presupune o anumită conștiință a demnității. Maestre, m-am dus astăzi să spăl mașina și parcă așa, îl văd pe șeful de stație de acolo, că era o stație de benzinărie, zice, vine lângă mine și zice, auzi, zice, tu crezi că treaba asta pe care o spune Cristoiu cu președintele independent e o treabă bună, că România are nevoie și că poate să aibă un președinte independent? Și mi-am adus aminte că în weekend, când m-am dus să fac cumpărătirile la supermarket, m-a oprit de asemenea un domn care a zis că a văzut podcastul dumneavoastră. Ne-am avut o discuție pe această temă în urmă cu ceva vreme, dar ați făcut un podcast la sfârșit de săptămână, le spun celor care poate nu l-au, care nu l-au văzut, poate, pe ideea că România are nevoie de un președinte independent. Acum am să vă rog în câteva minute să reluați argumentele pentru care dumneavoastră considerați că în 2024 România are nevoie de un președinte independent, ca să-l liniști și pe șeful de stație de unde îmi spăl eu mașina. Da? Acum... omul era destul de intrigat, da. Sunteți amabil, ați vrut să spuneți că mă citești șefii de stații. Dar probabil că... vă citesc preluam... și șefii de stat și șefii de stație. Nu, domnul Turcescu. Da. Din start, nu da. Are nicio legătură cu candidaturile de acum. Nici cu Codruța, nici cu... Joana. Cu Joana. Dacă discutăm logic, așa cum vreți, rațional, ca un om care cunosc post-decembrismul pe de rost, marea nenorocire a post-decembrismului a fost plecarea de la o Constituție schizofrenică, așa a fost cea din 91, mereu spun, adică FSN-ul voia să-i dea cât mai multă putere șefului lor, care era Ion Iliescu,
Și cei din opoziție, care nu se gândeau că va veni o vreme când vor avea și ei un președinte, vezi Emil Constantinescu, au zis să facem totul și să nu aibă nicio putere. Din această confruntare absolut politicianistă, proastă, sinistră, dacă spun așa, s-a născut Republica semiprezidențială, care e ca dracu. Nu e nici parlamentară, nici prezidențială. Toți cei care au ajuns, îi avem așa, Iliescu în două mandate, Emil Constantinescu, Traian Băsescu și cu Klaus Iohannis, Iohannis, da? da. Toți au fost împinși și de către un partid, da? După ce au plecat de acolo, toți, dar toți, că știm foarte bine, și-au dat demisia și au zis, eu sunt independent. Esența funcției de președinte în Constituție este aceasta, este arbitru, este omul care unifică, arbitru, arbitru fundamental. E un conflict între sindicate și guvern, se duc la președinte. E un conflict între partide, se duc la președinte. Problema este că niciun președinte al României n-a fost arbitru până acum. Că nu era independent domnul Turcescu. Luăm pe oricare vreți, îl luăm pe Iohannis, ultimul, da? L-a impus PNL-ul, da? În momentul în care a ajuns președinte, în interiorul PNL și-a făcut o camarilă. Pentru că cei care au lucrat cu Da, da. președintele, bun. Cu ajutorul acestei camarile a nenorocit PNL-ul, da? Dacă Iohannis nu era membru niciunui partid, nu avea nicio autoritate asupra PNL-ului. Sunteți de acord? Cu autoritatea lui mai mare un pic și scoate PNL-ul din Parlament. A impus președinți, ați văzut, pe ăla și pe ăla și pe ăla. În interiorul unui partid, președintele trebuie să fie rezultatul unei bătălii. Din acest punct de vedere, voi spune un aparent paradox, PSD-ul a fost salvat de faptul că nu au avut președinte. Nu-i așa? Ați văzut, s-au bătut între ei, domnul, nu știu, ăla cu ăla cu ăla, când a venit unul și a zis, băi, eu vreau, dacă acum era președinte, nu știu, unul de la PSD, îl aveam președinte de partid, ziceți, pe unul, nu știu, de la Vaslui, că așa vrea el, da? Deci, partidele care au avut președinte, nu s-au putut dezvolta democratic, că cel de la Cotroceni folosea serviciile, puterea pentru asta, da? Dar mult mai grav, în momentul în care tu aparții unui partid, PNL, să zicem, cum să poți să arbitrezi un conflict între PNL și PSD? Logic, da. Domnul, încă o dată, este o nevoie vitală, da? Pentru că marea problemă a României post-decembrist este dezbinarea, da? Dezbinarea se rezolvă ducând-te la arbitru. Spuneți-mi și mie, uitați-vă câte conflicte sociale, conflict dintre, nu știu, ăla și ăla. Dacă președintele este independent, da? El poate să cheme. Ați putea suspecta pe un independent dacă ar exista un conflict între două partide. Trei. O mare nenorocire a perioadei post-decembriste a fost coborârea președintelui în bătăliile, în mustăriile politice, da? De ce? Pentru că dacă tu ești al PNL-ului, Traian Băsescu al PDL-ului, Ion Iliescu al PSD-ului, al PSN-ului și chiar și Emil Constantinescu, nu poți să fii altfel decât părtinitor. Sunteți de acord? Da. Particip și Așa tu e. la bătălia. Dacă Klaus Iohannis ar fi fost un președinte independent, nu s-ar fi făcut de râs spunând doar ciuma roșie și acum pupând ciuma roșie. Știți, vă aduceți aminte când a fost ales Klaus Iohannis că mulți mizau tocmai pe varianta asta. Au zis, domnule, e neamț. Dacă fiind neamț o să fie mult mai imparțial decât, sau să fie imparțial în comparație cu ceilalți, da? Că neamțul e neamț. De unde? S-a dovedit a fi total subiectiv de fiecare dată. Deci, domnul Turcescu, aducerea unui domn străin în România, monstruoasa coaliție, nu a fost o prostie. De ce? Pentru că România mică, mare, se caracteriza prin aceste răfuieli tipic balcanice, da? Da. Carol I este exemplu, el din toți, și de rege, și de președinte, care, dacă
Prima lui mare grijă, nu știu, s-a născut cu talentul ăsta, a fost să nu se amestece cu Moldovalahii. Știți foarte bine, da. Nu i s-a știut iubită, o fi avut, bănuiesc că avea. Dar nu se văra în mocir la politică, niciun moment. Chiar și gestul lui de a da numai două degete, să știți că nu era o prostie. Adică, sigur că și avea și el jocurile lui, dar în orice moment nu a vrut să lase impresia asta că el e cu ăla, cu ăla, cu ăla, cu ăla, da? Și asta i-a dat o autoritate uriașă, pentru că președintele este ales prin vot direct. Asta este nemaibunie. Și el, în loc să fie al întregului popor, el este a unui partid, a unei facțiuni, da? Carol I a reușit această chestie extraordinară și Ferdinand, mă rog, Carol al doilea, deși și Carol al doilea și el și-a făcut jocurile proprii, da? Ori, în momentul în care ești independent, de-aia, nu știu, ar trebui să creăm o atmosferă. N-am nimic, nu mă interesează candidatul de acum sau de cine va fi. Trebuie neapărat un independent. Domnul Turcescu, 80-50% din proveștile, altă chestie care o făcea președintele, da? Câștiga cu majoritate relativă un partid, nu știu, PSD să zicem, da? Președintele care era al PDL sau al PNL zicea, nu domnule, eu desemnez premier, da? Și în felul acesta, viața politică se ducea, bă, desemnez pe ăla. Un independent nu e dator nimănui, da? Și sigur, eu pledez pentru o femeie. Eu pledez în continuare A, pentru. deci vreau să ziceți și independent și femeie. Da, pentru că domnul Tăcescu Vă trebuie să gândiți veni. cumva la cine? La doamna Nu, deci vă spun de Popeșcu? ce. Nu, am discutat, pentru că România s-a săturat de mână foarte. Da. Toți bărbații ajung la Cotroceni, simt nevoia, în primul rând, simt nevoia să punem mâna pe servicii. Nu știu, aș vrea ca, aș vrea, tocmai prin funcția de împăciuire, da? Și cum să zic, adică toți simțeau, nu știu, simt nevoia unui independent, un președinte independent și independentă, mă rog, aș vrea totuși să arate cât de cât între noi fie vorba. Eu nu vreau chiar președinte una slută, Doamne ferește. Nu, dar vorbesc serios. Nu vorbesc serios. Nenorocire, de ce am spus? Pentru că președintele este ales prin vot direct și universal. El nu are însă puterea dată de votul direct și să fie Republică Prezidențială, unde el să-și răspundă. Știți cum e? În Franța. În Franța nu știu cine e premier, dar știu că e Macron, da? Da. Și atunci el, cu această autoritate, începe să-și facă propriile jocuri și violează în fiecare zi Constituția. Mai țineți minte, fiecare președinte când a venit s-a gândit la o chichiță a Constituției prin care el să mai câștige ceva, un drept, o din ăsta, da? Din cauza aceasta noi n-am avut. Uitați-vă la toate celelalte țări. E un om care conduce, da? Că e președinte, e Macron ca președinte, e la unguri, este Victor Orban, adică, dacă observați la noi, nu știi cine conduce. Premierul vrea și el ceva, nu-i așa? Își face o camarilă, președintele își face o camarilă, dar tocmai pentru că funcția semiprezidențială este ambiguă. Așa zic eu, dar n-am nicio. Și Interesant, vorbesc serios, dar de ce? da, Dar, domnul este, Turcea, am auzit o felul de argumente că îți trebuie mașinărie de partid. da, nu, în lumea în care trăim astăzi nu mai e neapărat atât, mai ales la alegeri prezidențiale, mașinăria de partid nu e Domnul neapărat Turcescu, pentru asta decisivă. trebuie să ne opunem propunerii șmecherești al lui Ciolacu ca parlamentarele Da. să aibă loc între cele două tururi. Da. Da? Trebuie să fie după parlamentare, da? Corect. Corect, și eu cred. Separat. Da. Fără nicio legătură cu. Iar de ce domnul Turcescu? Pentru că ajunge președinte unul pe care îl sprijină baronii locali. Corect. Nu vreți să fie președinte unul pe care îl sprijinim noi? Ba da, ba da, ba da. Adică de ce să depindă președintele de premier, de baronii locali? Depinde de noi. Păi noi l-am ales și al nostru, nu e al lui, Acum nici al lui. că tot l-ați pomenit pe domnul Ciolacu, era să mă lase, m-am lăsat de fapt cu niște insomnii azi noapte, că tocmai pregăteam să mă bag la culcare, o adormisem pe fimea, pac,
tac, mi-apare notificare de pe Facebook că a 23, primit. Ora 23. Cred că așa era, da, în jur de ora 23. 23, da, precis. Ciolacu a publicat o postare. Mamă, mă bag, zic, și mai ales când am văzut primele cuvinte, eu citești noastră, m-am uitat la nevastă mea, așa, zic, stai, că am spart gheața, strigă Ciolacu pe Facebook. Austria și-a flexibilizat poziția în ceea ce privește spațiul Schengen și este de acord cu ridicarea granițelor aeriene pentru România. Asta înseamnă că românii nu vor mai sta la cozi interminabile atunci când zboară în interiorul Uniunii Europene. Am făcut eforturi mari în ultimele luni să ajungem în acest punct și le sunt recunoscători tuturor celor care au luptat pentru România. Ministrul Predoiu are mandat să se vadă cu ministrul de interne austriac și să ducă negocieri la bun sfârșit. După ani de zile de așteptări, vom realiza împreună și acest vis, a strigat Ciolacu pe Facebook. România merită în Schengen. Ma, îmi venea să deschid șampaniile. Nevastă mea zice, ce facem acum? Zic, nu mai stăm la cozilele imense. Dar nevastă mea zice, dar n-a stat niciodată la nicio coadă. Când am da. Și ai băie, nu ți-aduce aminte? Și ea zice, n-am stat, mă, zice, nu știi că erau două rânduri. Zice, Schengen și UE și non-UE. Când era în toată povestea asta, în toată chestia. Și zic, n-am stat noi la cozi imense? N-am stat, bărbate, zice, ai nebunit? Zice, cât să stăm? Zice, 5-7 minute, cât stăteai, că era o grămadă de ghișee peste tot. Am arătat că venim din Uniunea Europeană și ce am intrat. Bă, zic, muiere, tași-mă din gură, zic, fii serioasă. Zice domnul prim-ministru aici, da? După, așa, zice așa, asta înseamnă că românii nu vor mai sta la cozi interminabile atunci când zboară interiorul Uniunii Europene. Nevastă zice, bărbate, ești nebun? Zice, am fost la Paris, am fost la Berlin, am fost la Greci, așa, am zburat. Zice, ești nebun nici în perioadele de concediu, ce n-am stat? Nevastă zic, nu-ți aduce aminte tu? Nu, mă, zice, la cozi am stat la americani. Aolo, zic, da, mai dreptate, zic, mă. Acolo era coada aia, dar am stat într-o zi și 3 ore până când ne-au lăsat să intrăm în America, deși aveam viză luată de la noi și așa mai departe. Păi zice, vezi, mă, bărbate, că despre asta... Păi și zic, ce-o fi vrut să spună, mă, domnul Ciolacu? Zic, bă, muiere, că zic, nu se poate. Ce românii nu vor mai sta la cozi interminabile, scrie negru pe alb, zice. După ani de zile de așteptări. Deci era o așteptare să-i zice, vom realiza împreună și acest vis. Bărbate, zice, ai nebunit. Am mai stat la cozi, zice, în momentul în care intram cu mașina în granițe până alte părți. De la noi spre unguri, de la Cotare și zice, da, bă, zic, muiera asta mea, zic, are dreptate, mă. Și atunci, maestre, am stat și m-am culcat, cum să vă zic, așa, nedumirit. Adică ce-o fi vrut să... De ce striga așa de bucurie domnul Ciolacu și nevastă mea, în loc să țopă într-un picior, mi-a stricat toată... Tot feng shui. Da, nu numai, da, uite că nu m-am gândit când am vorbit. Ați sensizat extraordinar. Trebuia să sensizez și eu absurditatea cozi. În primul rând, deci, când te duci, în primul rând că dacă ești UE, n-ai nicio problemă, dar mai adăugăm și pașaportul electronic de UE. Mai țineți minte, acum te duci acolo, nici nu mai stai la ghișeu, da? Normal. Da. Așa, mai ales că mulți de-ai noștri n-au curaj să folosească la electronic și înseamnă, bun, la plecare nu e nicio problemă, a stat la coadă la plecare, a dus acolo, deci, bun, cozi interminabile. Domnul, el încearcă și să știți că va reuși, adică pentru că are o presă serioasă de partea lui. Dar iertați-mă, știți, mi s-a părut mie foarte important în această reacție. Două reacții au fost. Una a lui Ciolacu, prin care el și-a asumat victoria, am zis, a lui Ciolacu, așa, și va fi de acord cu toate condițiile alea, și cealaltă a lui Ciucă, destul de prudentă, da? Domnul Turcescu, o să spune, dar ce l-a apucat pe Ciucă? Devenit înțelept. Domnul Turcescu, explicația este următoarea. Beneficiarii acestei victorii, și așa va fi, sunt două persoane. Ciolacu și unul numit Predoiu. Mm-hmm. Da? Ce este Cătălin Predoiu? Ministrul de interne și s-ar putea să fie și președinte al PNL, dacă se supără. Așa, nu prea s-ar putea. Sigur este după europarlamentare, da? Așa. Deci în aceste condiții domnului Ciucă, de aia nu i-a picat bine. Maestre... Că chiar se merge... Deci nu dacă ați înțeles. Deci e clar că... E interesant. Dar vreau să vă întreb așa. Oare domnul Ciolacu n-a strigat așa la modul... Cum fac ăia șmecherii când vor să te facă la buzunare, știți? Zice, câte unul vine pe lângă tine și zice, bă, ia uitați-vă acolo sus, bă. Toată lumea se uită sus și el între timp îți fură de buzunar. Păi, dar
toată povestea asta cu intrarea în Schengen pe la aeroporturi, da, care, repet, din punctul meu de vedere e un fâs, da, așa, vrei să faci din ea, faci, o, vine la pachet cu primire de refugiați. Că Austria a zis, bă, vă primim, da, asumați-vă pentru migranții pe care avem noi în Austria, să vă puneți cenușă în cap în momentul de față și să primiți și voi sirieni și afgani care vin, calcă totul în picioare. Primiți-i, țineți-i în România și atunci, sau în Bulgaria și mai vedem. Mm? Domnul Tărțescu, cu noi, eu, nu numai dumneavoastră, mai sunt câțiva jurnaliști apropiați care îmi spun că și pe bună dreptate, e dreptul nostru cu tare. Domnul Tuțu, suntem în România. Românii se mulțumesc și cu puțin. Puneți-mi și mie ce națiune e bucuroasă că are baze militare. Orice națiune zice, da mă, bă, americani, faceți baze, dar paralele, ce iese de aici, da? Uitați-vă la Victor Orban. Deci el joacă, o să lase și Ucraina și Moldova și pe aia și i s-au deblocat banii. Deși face ceva, adică în sensul acesta, domnul, ne adresăm unui popor care a dansat, că a intrat în Uniunea Europeană. Suntem obișnuiți din post-decembrist cu, bă, bine că ne-a dat ceva. Da, mă, avem dreptate. Deci, mm-hmm. din punctul acesta de vedere, nu am nicio îndoială că Marcel Ciolacu știe bine și din sondaje că trebuie să-și asume acel... că nimeni nu va ține cont. Și dacă vin aia ce? Noi vedem noastră pe români preocupați de asta? Da, nu. Asta... Eu nu că sunt de acord. Da, da, am înțeles. Există o posibilitate. Nu. Am crezut că o să spuneți că domnul Ciolacu s-a entuziasmat degeaba deoarece poate să se opună Olanda-Bulgariei. Da, noi ne vom decupla de Bulgaria. Probabil, da. Pentru că nu. Pentru că dacă intrăm cu aeroporturile, să știți că și noi, numai cu aeroporturile în martie, problema este că ne putem pregăti până în toamnă să facem granița aia cu Bulgaria. Deci noi până în toamnă am avea două posibilități. Sau se schimbă Olanda, ceea ce nu cred, și intră și Bulgaria și atunci ar... Sau că noi trebuie să investim, știți că noi pe Dunăre nu avem nimic. Dacă vreți să mă credeți, eu cred că austriecii au jucat genial. Avem un exemplu și la unguri și la austrieci cum se joacă pentru propriul interes, da? Intrarea noastră, stați un pic, marea problema lor este, sunt granițele ăstea terestre. Intrăm cu ăla, acum nu cred că o să vină valuri de refugiați cu taromul. Am dat un exemplu. De noi în cazul austriecilor, entuziasmul cu care noi am reacționat arată că cât de bine știu ei să-și apere interesele. Vorbesc serios. Eu mă uit, iertați, maestre, mă mai uit la o chestiune. Dacă stau și dau așa, uite, am dat o căutare la un moment dat. Ia arată manule puțin aici, apropo de intrarea asta noastră. Avem așa... apar o grămadă de știri cum că americanii ar fi avut un rol decisiv în schimbarea poziției Austriei și e citat ziarul austriac Der Standard, dar Alef News, de exemplu, merge și ridică lucrurile mai sus și zice Ronald Lauder a contribuit la schimbarea poziției Austriei privind Schengen, unde domnul Ronald Lauder, pentru cine nu știe, este președintele Congresului Mondial Evreiesc și investitor media în România. Da? Deci apar, acum toată lumea trage, cum să spun, că s-a rezolvat cu puțin chestia asta, cam de peste tot să încearcă apucarea unei bucăți cât să poate, cât o fie de mică, mai mare din tortul ăsta pe care îl văd unii ca fiind intrarea noastră în Schengen până ai nu stați un pic că președintele Consiliului, nu știu, Congresului Mondial Evreiesc s-a întâlnit cu unul numit Marcel Ciolacu. Deci acum este o bătălie pe care deja a câștigat așa, Marcel da. Ciolacu, că el a adus, da? Uh-huh. O să-i învoce și prietenia cu premierul Spaniei, că e socialist. Deci e clar că dumneavoastră însă, fiind eseist, o să spuneți, domnule, da, e o prostie pentru că nu aveam dreptul și foarte mulți politicieni folosesc această chestiune, aveam dreptul, da?
Domnul Prățescu, încă o dată, cei care critic, care, nu știu cum să spun, critică reacția victorioasă a lui Ciolacu, o spun cu răceală, ca om cu Da, da. intuițiile. Greșesc. Românii se mulțumesc, domnul Sigur, Prățescu, încă o dată, da. unde ați mai pomenit încă o dată națiunii să fie bucuroase care baze militare? Bazele militare, orice putere străină, inclusiv le pune undeva pe un teritoriu, o costă de se rupe, pentru că dacă ai bază militară acolo, ești, nu știu, acolo, da? E o bătălie. Iar noi ne oferim, noi avem bază militară lângă bază militară și cu toate astea nimeni nu zice nimic, da? Sunteți de acord? De acord. Maestre, nu pot să vă las să ne despărțim fără să vă cer în cele câteva minute care n-au mai rămas un punct de vedere în legătură cu turneul domnului Volodymyr Zelensky, care s-a dus să duce în Argentina, cu să zice la americanii, să vorbească peste tot despre ajutoare, despre arme. Nevastă s-a sunat la BBC, vorbește și aia despre tot felul de chestii, timp în care, cred că în Financial Times, sper să nu spun prost, în orice caz, am văzut o analiză foarte rece, foarte lucidă despre felul în care practic, Ucraina a pierdut confruntarea cu Rusia și cei de la respectivul ziar, sper să nu greșesc dacă am făcut o eroare, îmi cer scuze, am citit multe ziare în dimineața asta și așa, de afară, spuneau, domne, poate că încă mai e încă o fereastră de oportunitate, așa să încheie articolul, citesc din memorie, în care s-ar putea institui o demilitarizare a Crimeei prin negocierile făcute cu Rusia, o demilitarizare a Crimeei și eventual așezarea unui soi de guvernanță ucraineană, dar foarte mică în teritoriile pe care deja rușii le-au cucerit în estul Ucrainei. Adică, altfel spuneau, războiul e cam pierdut, dacă nu se mai întâmplă acum, mai e această mică fereastră de oportunitate de negociere cu rușii, dacă nu, spuneau ei, rușii sunt câștigătorii acestui război și în condițiile astea va fi pentru toată Europa și pentru toată lumea un moment extrem de greu de gestionat. Pentru că, practic, rușii s-au bătut și cu NATO și cu Uniunea Europeană, practic, în acest război, nu doar cu că au intrat peste Ucraine. Domnul Turcescu, cererile, milogia la condiție a lui Zelenski după bani, nu are nicio legătură cu războiul. Pentru că Zelenski știe că războiul e pierdut. Așa știu și occidentalii. Problema are legătură cu supraviețuirea lui la putere. Deci banii aceștia care trebuie să-i deblocheze Congresul, el vine în fața poporului. Nu știu dacă ați înțeles? Da. El nu mai poate livra nimic. Și atunci trebuie să livreze, vorba lui alora de la firmele de curiera, da? Trebuie să spună, bă, americanii sunt în continuare cu mine. Nu știu dacă ați înțeles. Da, Adică, clar. nu pentru bani, că nu-i ajută la nimic. El vrea să arate că și, deci, soarta lui, soarta. Și uneori soarta, pot să spun, uneori chiar și condiția de președinte sau inculpat, depinde de felul în care vine el în fața poporului ucrainean și a forțului spune, bă, stai bă puțin, că eu mai sunt în cărți. Domnul Turcescu, lansez o ipoteză. Pe el știți ce-l omoară cel mai tare? O să ziceți. Decizia Consiliului Europei să intre și Moldova în Uniunea Europeană. Ați înțeles de ce? Genială. El, dacă intra numai Ucraina, Zelenski spunea, bă, n-am murit degeaba, nu te cum, da? Da, victorie, fraților, da. Dar numai pentru noi, doar dacă intre și Moldova, Ucraina nu zice, bă, și care e afacerea? Că ei n-au făcut nimic pe frontă, Exact. ba chiar, nu, atenție, geniul lui Victor Orban este și mai perfid, care spune așa, să intre și să înceapă nu negocieri și cu Georgia și cu Bosnia-Herțegovina. Domnul Turcescu, domnule, nici în Uniunea Europeană nu mai e ce. Mai țineți minte ce însemna admiterea în Uniunea Europeană? Era ca admiterea la Oxford. Acum este admiterea la Universitatea Privată din Focșani. Ce bună Acum, observație! Extraordinară observație, maestre! dar foarte important, domnule, Extraordinar, atenție, da, că noi așa ne e. iertați-mă.
Așa e. Condiții conducătorilor României de azi. Tot ceea ce se face acum este cea mai mare, se pregătește lovitură dată României. Că va deveni Uniunea Europeană un fel de Liga Națiunilor, da? În acele condiții se va simți nevoia. Deci, ăia care intră acum sunt bucuroși că au intrat, dar nu mai intră în Uniunea Europeană, intră într-o hârmălaie, da? Și se vor face cercurile, da? Ca în Expans, centura, mai țineți minte? A, ați pomenit, m-am apucat de serial. Da. Centurienii. Da. Nu erau ăia țările în curs de dezvoltare, da? Exact. Deci se face așa. Interiorii, ia uite, nu e așa cum erau. Pământul, Marte și Luna, adică Germania cu tare, cu tare, care Da. e așa, și centurienii, care și ei făceau parte din sistemul solar, dar erau pe centură. Așa se va face și acum. Și pe noi ne trimite la centurieni, ascultați-mă ce vă spun, dacă ați înțeles. Nu există, ei de mult visează, occidentalii, după ce am intrat și noi la un club, noi vom avea așa, Uniunea Europeană, va fi alcătuită din două cluburi. Nu. Unul e căminul cultural, da? Și unde vine multă lume, cu toată lumea, da? După, din căminul cultural, intri în club, nu-i așa? Corect. Acolo, așa și aici. Și atunci, sub pretextul, de cuvânt, bă, a intrat Bosnia-Herzegovina, Moldova, Ucraina, o să intre și mai avem o și Siberia, da? Au intrat. Nu mai merge să mai putem gestiona toată aceasta. Și atunci facem două nuclee, facem un nucleu interiorii, da? Și restul, multe din Est, vor fi împreună cu Moldova, nu, noi vom fi cu Ucraina, cu Moldova, cu Georgia, cu Azerbaidjanul. Sunteți de acord? Nu, e, dar vedeți că în România nu se gândește așa ceva, domnul Turcescu. În România, zice noi, nu, Uniunea Europeană din care vom face noi parte va fi cămin cultural. Sunteți de acord? De acord. Aia Da. e clar. Mulțumesc foarte mult, maestre. Și eu vă mulțumesc. A fost o plăcere ca de obicei. Doamnelor și domnilor, prieteni dragi, a fost încă un podcast de luni cu maestrul Ion Cristoiu. Am găsit, să știți, manual, să arătăm asta un pic, te rog. Da? Deci, în Telegraf, da, este articolul despre care vorbeam. L-au tradus și cei de la Știri pe Surse, da? Îl găsiți integral. Apropo de analiza asta, în care îngrijorările occidentale sunt că s-a cam terminat povestea din Ucraina și că rușii sunt foarte aproape de o victorie și că dacă nu se întâmplă negocierile acum rapid, cât încă mai oferească de oportunitate, lucrurile vor arăta și mai rău peste ceva vreme. E o analiză făcută de un ziarist. Vedeți dacă sunteți de acord sau nu cu el. Ce vreau eu să vă spun este că astăzi, 11, hai să arătăm afișul ăla, nu ăsta, că l-ai tu acolo în computer ca să vadă lumea. Da? Astăzi, de la orele, asta să mă uit foarte clar, să nu zic vreo prostie, cred că 18:30, da. Deci de la 6 și jumătate în această seară, la sala Dallas, din păcate eu nu pot ajunge, cam emisiunea de la Metropola, care începe la 8 și chiar nu am cum să ajung, că e traficul ăsta nenorocit. Dar mi-ar fi plăcut să fiu acolo. Doi oameni pe care îi prețuiesc foarte mult pentru capacitatea lor intelectuală extraordinară, pentru verba lor în a expune teme și în a comenta teme de actualitate, într-o conferință cu un titlu foarte interesant, Huxley și minunata lume nouă, o incursiune la frontierele tehnologiei, ideologiei și naturii umane. Dragoș Paul Aligică, un profesor reputat, politolog, profesor la universității bune și foarte bune din afara granițelor României, dar a avut, cred că a fost vizitant profesor și pe la Universitatea București o perioadă. Și de asemenea, publicistul, scriitorul, istoricul Mihail Neamțu vorbesc despre, repet, fac o incursiune la frontierele tehnologiei, ideologiei și naturii umane. E o conferință, spun încă o dată, care măcar, cum să spun, pentru
tema aleasă și tot este o chestiune absolut inedită într-o lume în care genul ăsta de teme grele, ca să zicem așa, cu substanță care necesită să fi fost în biblioteci, ca să o zic pe așa, să fi stat cu cartea multă vreme în mână, măcar și pentru aceste lucruri ar trebui să ajungeți la această conferință. Las pun încă o dată de fapt în balanță și faptul că Dragoș Aligică apare destul de rar în conferințe publice în România. Mihai Neamțu e mai prezent, dar e cred că un genul ăla de binom în sensul bun al cuvântului, Neamțu Aligică, va fi o conferință foarte interesantă și, repet, una cu substanță și care cu siguranță îi va face să se zgârie un pic pe față, pe frunte, pe ochi, pe niște progresiști din neamul nostru și pe niște adversari ai lui Aligică. Îi cunosc eu foarte bine din zona online, unii care s-au supărat că Aligică în chestiunea asta cu Ucraina și cu Rusia, de exemplu, n-a stat în poziție de drepți și cu steagul Ucrainei să-l fluture, să zică slava Ucraina, înțelegeți? Aligică, nu, că l-au făcut bine, rusofil, asta era, așa, putiniști și așa mai departe. Aligică fiind un tip care a citit mult, a văzut multe și înțelege mult mai multe decât alții, a zis, bă, stați puțin, să ne uităm în jur, să nu fim chiar tâmpiți, să fim atenți, da? E, pentru asta, niște intelectuali de marcă, ai țărișoare care, când apare câte o temă din asta, iau primii steagul din redută și zic, slava Ucraina! Puneți-vă masca, stați acasă și salvați vieți, vaccinați-vă și pe voi și pe toți din neamul vostru, dacă se poate, de 3-4 ori. Deci ăștia, inși ăștia, înțelegeți, s-au supărat pe Aligică, pentru că nu e, adică omul e inteligent, pe cum e inteligent, adică e chiar mai inteligent decât noi și refuză să se alinieze noilor comandamente progresiste sau, mă rog, dictate de diverse entități parastatale sau dincolo de statul român. Și ăsta a zis, nu mă, stați mă, punem picioarele în apă rece, ne uităm, vedem despre ce este vorba, ajutăm dacă e posibil, dar nu ne transformăm în partizanii de munți. Stați-vă puțin, că și ei au problemele lor, nici sunt niște aia, niște îngeri, stați să vedem cum ne tratează, da? Ia uitați-vă, de exemplu, asta fac un pic atrag atenția asupra unei situații. Ia uitați-vă puțin la ce se întâmplă la granița poloneză. Ia uitați-vă cum polonezii, spre exemplu, le dau, nu că flit, mega flit, și asta de luni, de săptămâni, între, scuzați-mă, șoferilor de tir ucraineni, care vor să intre în Polonia. Și polonezii, șoferii, comercianții cu tare și alții au zis, băi, stați-o puțin. Nu mai aveți, bă, ce căuta în Polonia cu, cu tirurile voastre. Că le lăsați aici la noi și ne omorâți fermierii noștri. Voi nu transportați cerealele, nu tranzitați cerealele până în Polonia. Nu, voi le duceți în Polonia. La niște șmecheri care, luându-le mai ieftin de la voi, ne omoară pe ai noștri. Și presiunea a fost atât de mare, presiunea antreprenorilor polonezi, dacă vreți, asupra guvernului, că guvernul a fost obligat să oprească aceste tiruri la graniță. Au început ălea, victimizări, au murit doi șoferi ucraineni în tirurile care așteptau la granița cu Polonia. Ok, am înțeles. Dumnezeu să-i odihnească. Dar polonezii nu s-au lăsat. Și atunci au zis așa, vreți să tranzitați Polonia? Pe calea ferată, tată. Deci veniți, niciun fel de problemă, o sigilăm frumos, da? Pe calea ferată am sigilat vagoanele, ați intrat pe aici și ați ieșit în partea ilaltă. Nu ne interesează unde vă duceți după aia. Dar în Polonia nu mai lăsați niciun fel de cereale. Că ați distorsionat piața și că ne-ați căpiat de cap. Da? Iar pe șoselele noastre ale polonezilor, nu mai treceți, bă, cu tirurile voastre, că ne-au costat o căruță de bani, mă. Și așa suntem rupți în cur, nu treceți, mă, voi cu cerurile voastre. Am înțeles, v-am așteptat cât a fost nevoie, acum nu o să stăm, bă, după voi. Da? Avem și noi, le avem pe al noastră. Bă, și ce să vezi? Nu e pe nimeni să urle jos Polonia afară cu tare. Deci polonezii au, ca de obicei, ca și ungurii, de altfel că îi pomenea mai devreme maestru Cristoiu, când vine vorba de chestiuni internaționale, au ceea ce au bile. Da? Uite așa. Da? Ai noștri, chiți, chiți, miau, miau, da, mai ne lasă, vai, ne lasă cu, ne distrugem șosele, ne distrugem economie, îi omorâm pe ai noștri fermieri, dar lasă, bă, că ne-au lăsat în Schengen cu aeroportul. Nu mai stau românii la cozile imens, care cosmă. Deci, bă,
Da, bine. Are dreptate, maestru Cristoiu. Ai și cu cine, mă, în țara asta? Apare câte unul de ăsta și îți prezintă o mărgică. Suntem ca la triburile alea, deveneau Colum și cu ai lui. Debarcau la un moment dat mărgele, mărgele. Și aia veneau cu aurul, dădeau orice cu tare, că erau frumoase mărgele. Așa sunt ăștia acum. Nu vreți niște mărgele, niște Schengen cu aeroporturile, niște cutare, cutare? Hai că avem treabă puțin să tranzităm niște grâne, dacă s-ar putea, pe la voi, până România, dinspre Ucraina, și eventual să le și lăsăm pe aici, că avem un pic de treabă. Da. Ne vedem taman joi, pentru că miercuri colegii de la Capital au o gală foarte tare, pe care o vom transmite în direct și sunt chestiuni tehnice de rezolvat, așa că joi ne vedem în podcastul cu Tavi Hoandră și cu Bogdan Comaroni. Până atunci, băgați mare, deschideți ochii, moarte tot, priviți, nu vă lăsați furați decât un sticker din ăsta a la Ciolacu, așa. Am spart gheața! Care gheață, mă? Mai bine puneți-vă, mă, picioarele în gheață. Hai, pa!